Este o mare importanță să fii pe drumul cel bun și după voia lui Dumnezeu. Este de mare importanță. Că dacă nu, la un moment dat nu te vei regăsi pe drumul cel bun și după voia lui Dumnezeu, dumneavoastră ca și un diacon nu o să fii plăcut lui Dumnezeu și nu vei prăpăși și bisericuța pe care o conduci și vei fi conducător aici nu va merge în sus, ci va merge în jos. Dar atunci când vei fi pe drumul cel bun și după voia lui Dumnezeu, biserica lui Dumnezeu va înflăcăra și va avea o mare prăpășire. Cuvântul lui Dumnezeu ne spune: slujiți, slujitorii, faceți slujba de bună voie, din dragoste, nu de silă. Și te rog, frate Paul, să te ridici în picioare și să citești 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 2 și 3. 1 Petru, pagina Biblie 1195. Să vedeți dumneavoastră că vorbirea mea din această zi este întemeiată pe Sfânta Scriptură. Ascultăm cuvântul. Slăvit să fie Domnul. Versetul 2. Versetul 2 și 3. Păstoriți turma lui Dumnezeu care este sub paza voastră, nu de silă, ci de bună voie, după voia lui Dumnezeu. Nu pentru un câștig mărșav, ci cu lepădare de sine. Nu ca și cum ați stăpâni peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pildă turmei. Amin. Mulțumesc, frate Paul. Ocupă locul. Slujitorii trebuie să renunțe la drepturile lor, dar să câștige Dumnezeu. Nu renunțe la dreptul meu dacă nu câștigă Dumnezeu și Domnul Iisus. Slujitorii trebuie să renunțe la ideile lor, fie ele bune sau rele. Ai o idee, lasă-l și pe fratele tău să spună ideea. E o idee bună și de la sora, deși spune cuvântul Domnului, nu-i dau voie sorei să se ridice în picioare și să-l învețe pe bărbat. Pentru că prin ea a venit păcatul. Slujitorii renunță la timpul lor, uneori chiar la timpul tău de vorbire de la amvon. Va veni un frate musafir și când este timpul tău să vorbești din cuvântul Domnului, îi spune: timpul meu îl dau la fratele, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Slujitorul lui Dumnezeu renunță la adeverirea unor probleme când se-mi ivesc. Cu ce te ajută, frate Paul, că ai auzit oricare lucru de aici rău din adunare și tu vrei să-l adeverești? Ca prin adeverirea aceea pe care vi face, s-ar putea să se dispartă doi soți. Un soț și o soție. Sau prin adeverirea aceea să ies eu la iveală că cine sunt eu. Desigur, se adeverește unele lucruri, dar nu întotdeauna. Vei renunța la adeverirea asta uneori. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. El trebuie să fie plin de dragoste, slujitorul, în tot timpul, plin de dragoste și de iubire. Din el, slujitorul, trebuie să emană iubirea și dragostea asupra bisericii lui Dumnezeu. Slujitorul nu trebuie, și acum, frate Paul, să fii foarte atent, că mă vor judeca frații dacă nu sunt atenți cu două probleme. Și începem iară probleme cu punctul numărul 1. Slujitorul, punctul numărul 1, nu trebuie să uite unele probleme. Exemplu, dacă ai promis ceva la cineva, frate Paul, niciodată nu va trebui să o uiți până când nu o duci la îndeplinire. Dacă ai spus ceva că vei construi vreo casă la un sărac, nu ai voie să uiți, frate Paul, până nu vei duce la îndeplinire. Sau dacă ai promis că vei construi o casă de rugăciune, zidurile acestea, Dumnezeu așa te vrea întotdeauna să construiești, dar în via lui Dumnezeu, să nu uiți. Dacă ai promis că vei împrumuta pe cineva cu ceva bani, frate Paul, să nu uiți că ești slujitorul Domnului. Dacă ai spus că vei face ceva ajutoare în numele Domnului pentru ceva săraci sau pentru văduve sau pentru orfani,
frate Paul, să nu uiți, pentru că este lucrarea lui Dumnezeu și tu ești slujitorul Domnului. Domnul să te ajute. Bine. Și acum punctul 2, să fiți foarte atent. Slujitorii trebuie să uite urgent unele lucruri. Și vei zice, dar cum? Fratele Varga mi-a spus că până acum să nu uit și acum trebuie să uit cum se împacă stânga cu dreapta. Se împacă bine, că este voia lui Dumnezeu. Slujitorul trebuie să uite urgent unele probleme. Dacă ai ascultat o mărturisire, frate Paul, urgent trebuie să o uiți. Și aceea, dacă ăla cu ce ți-o mărturisit ție, frate sau soră, dacă va veni el să dea cu piatra aici în cap și va curge sânge, tu n-ai voie să-ți mai amintești de aceea, că e slujitorul Domnului. Nu se poate ca un frate să vină să-ți facă o mărturisire și tu să-l publici în altă parte și dacă vei merge și la ziare sau la un radio sau la televizor. Nu! Tu ai uitat pe loc. Așa sunt slujitorii lui Dumnezeu. Dacă te-a vorbit cineva de rău, frate Paul, va trebui să uiți și tu să-l binecuvintezi. Că așa sunt slujitorii lui Dumnezeu. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Punctul numărul 3. Slujitorul să nu fie părtinitor la cercetare. Vor fi de aici doi frați. Sau va fi un frate și o soră care amândoi sunt soț și soție și tu vei fi chemat la cercetarea lor. Și nu ai voie să fii părtinitor. De o parte ai să-l asculți pe unul ce spune și de cealaltă parte o să-l asculți pe celălalt. Tu te vei ruga lui Dumnezeu și Dumnezeu să-ți dea înțelepciune ca să spui lucrurile pe nume. Să nu-ți fie frică că îi spui la unul ceva. Dar întotdeauna, întotdeauna să spui lucrurile tranșante cu milă și cu îndurarea lui Dumnezeu. Gândește-te că dacă o să-i dai dreptul vreodată la un bărbat, bărbatul câteodată, când vine celălalt de la întuneric, poate să-și aplice ceva. Mai degrabă să vorbești lucrurile drept, dacă în așa să se înțeleagă în două lucruri. Așa sunt slujitorii lui Dumnezeu. Deci am spus că slujitorii când se duc la o cercetare, să nu fie părtinitori. Să nu fii împărtinitor, frate Paul, când vei împărți ceva alimente. S-ar putea ca la bisericuța dumneavoastră să vină cineva să spună, uite, am o tonă de făină. Uite, am 500 de kilograme de haine. Uite, am nu știu câte kilograme de ulei. Așa se întâmplă la noi în Negrești și în România. Viu este Domnul Iisus, dacă uneori nu s-au descărcat alimentele cu stivuitorul, că era prea greu să le descărcăm cu mâna. Dar niciodată robul lui Dumnezeu, Varga, nu a fost părtinitor. Și știe Dumnezeu de unde vin alimentele acelea, slăvit să fie Domnul. Aleluia! Slujitorul nu trebuie să fie părtinitor la slujbă de la amvon. Frate Paul, când ții o slujbă aici, tu știi că un frate a vorbit într-un fel oricând, sau o soră a vorbit în altul fel, și tu de aici, în Sfânta Scriptură, găsești tot felul de cuvinte. Și vei spune, un frate, eu știu că și-a dat banii cu dobândă. Și când am fost eu mai tânăr, eu am citit din Psalmul 15, că să nu vă dați banii cu dobândă. Și am fost un pic părtinitor, un pic mai mult. Apoi Dumnezeu mi-a deschis mie mintea larg, că n-am făcut un lucru bun, dar nu eram slujitorul Domnului. Dar tu care de astăzi devii în flancul din față și slujitorul Domnului, nu vei avea, frate Paul, voie să fii părtinitor. Nu ai voie să fii părtinitor. Slujitorul se dă pildă pe el. Să țineți minte, frați și surori, vine primul la adunare, merge ultimul din adunare, cântă împreună cu adunarea, uneori cântă și individual, pune mai mulți bani la biserică, merge la împăciuire și din timpul lui liber, nu, de multe ori numai ăla de la servici nu poate călda afară, el în loc să meargă să-și plimbe familia, sau copiii, el trebuie să meargă la împăciuire.
De altă dată slujitorul se duce la rugăciune, fie la o rugăciune noaptea, fie că se duce la un om bolnav, fie că se duce la o soră oarecare, este slujitorul lui Dumnezeu și alesul Domnului. Nu vreau să vă spun și să vă supăr pe dumneavoastră ceva. Nu vreau să vă supăr. Și nu este cazul nostru aici, ceea ce voi vorbi eu, câteva cuvinte. Vă rog să o luați așa numai în ureche să o auziți, dar după aceea să treacă. De când avem democrație, sunt unii frați lucrători, prezbiteri, pastori în România, dar ei își regăsesc locul în Statele Unite Americii, în Germania, în Franța, în Anglia, în Italia, etc. În orice țară, în orice loc, numai în bisericile lor din România sau unde are bisericuța lor, el nu este acolo. Și lucrul ăsta nu-i plăcut lui Dumnezeu. Ei lasă oițele la voia întâmplării și la prada dușmanului. În ploaie, în întuneric, în orice loc, dar nu le pune la adăpost. Și lucrul ăsta nu-i place lui Dumnezeu. Frate Paul, niciodată să nu-ți lești oițele tale. Întotdeauna dacă vei pleca undeva să le pui la adăpost, spui un frate, să faci de seară rugăciune, să stai în fruntea poporului, să propovedești Evanghelia. Dacă ai o lucrare mai specială, îl aduci pe altul, un prieten de-al tău. Chiar dacă o să-i plătești motorina sau benzina, frate, vino și slujești în locul meu aici. Pentru că fiecare trebuie să-și bage foc la oala lui. Dacă, frate Paul, tu ai să-ți lești biserica ta și te vei îngriji numai de alte biserici, frații pe care i-am spus eu, nu se ducă, ei sunt păstorii cei mai mari. Ei se duce să propovăduiască Evanghelia. Se duce să propovăduiască Evanghelia. Dar vine și se întâlnește cu Domnul și va da răsplată și plată pentru lucrul acesta. Vor răspunde în fața lui Dumnezeu, slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Sunt și eu lucrător, zice unii dintre ei. Câte oițe ai? 150. Lasă că mă duc în Germania, în America sau în alte parte și pe când viu mai găsesc 10-15. E bine și așa că sunt păstor, sunt prezbiter. Frate Paul, tu să nu faci așa. Câte oițe am? Să le grijești, să faci ca păstorul cel bun. Lești 99 de oi pe câmp și te duci pe dealul după oaia pierdută și când o ai găsit, te bucuri de ea, o pui după grumazii tăi și te bucuri mai mult ca de cele 99 de oi. Și tu ai fost o oaie pierdută, și fratele de ei, și eu am fost o oaie pierdută. Și-a venit păstorul cel bun, Iisus, și ne-a găsit. Ne-a chemat pe nume, ne-a făcut de cunoscut cuvântul lui, ne-a făcut o trezire spirituală în viața noastră și astăzi facem parte dintr-o mare familie dumnezeiască. Slăvit să fie numele lui Dumnezeu. Aleluia, glorie Domnului, mărit să fie numele lui Dumnezeu. Bunul Dumnezeu i-a dat la un om 5 talanți. Și eu mă gândesc că la fratele Paul, Dumnezeu i-a dat 5 talanți. Și fratele Paul acum vrea să-i pună în negoț. Ca cu cei 5 talanți să mai câștige 5. Aici, la altul i-a dat numai 3, la unul i-a dat numai 2. La celui care i-a dat 5 talanți, dacă i-a pus în negoț, i-a luat și talantul ăla de acolo și a spus, dați-i celui care are. Cât de adevărat este cuvântul că cel ce crede că are, îi se ia și ce nu are. A lui să fie gloria și slava în vecii vecilor. Slujitorii Domnului spun să postească frații. Ei spun că să postească, dar uneori, nu e cazul nostru, acum v-am spus dinainte, unii dintre slujitori ei nu slujesc, nu postesc. Fac ca și preoții din vechime. Se îmbracă în haine cu ciucuri, se duce prin piețe, le place să le facă oamenii plecăciuni, se rămână la Domnul Părinte, cine ești tu? Pune sarcini pe frați și pe sore, momește femeile văduve, se vârește prin casele oamenilor, lucru care nu-i plăcut.
ori slujitorul Domnului să dă pildă pe el și slujitorul Domnului dacă poate și dacă nu este bolnav. Eu sunt bolnav, fraților, și nu știu dacă pot, că iau medicamente. Am luat dimineața un medicament și mi-a și crescut tensiunea brusc. Și am luat alta pentru... Dar slujitorul Domnului, dacă poate, va ținea zi de jertfă cu fratele lui, cu sora lui, chiar se va ruga pentru dușman. Pentru că așa ne spune cuvântul lui Dumnezeu. Slujitorii spun să postească, frații, să țină zile de jertfă, dar unii dintre ei, ei nu țin. Asta nu-i plăcut lui Dumnezeu. Slujitorii spun că frații de aici să pună bani la adunare și ei nu pun. Dar frații mei și sorile mele, vă spun în numele lui Iisus, de astăzi încolo, dumneavoastră aveți o mare sarcină. Nu știu cum ați făcut până acum. Ți-ai luat salariul, te-ai dus într-o parte, poate că dacă ai dat 10 euro la biserică sau la un sărac, nu. De astăzi încolo, dacă vrei și ești copilul lui Dumnezeu, este necesar măcar 10% din Sfânta Scriptură, din salariul tău. Îmi dați voie să vă citesc ceva? Cu asta se va mai prelungi un pic. Se va mai prelungi un pic. Soția mea mi-a spus, bă, tu să nu vorbești așa ceva. Dar ce se fac dacă Dumnezeu îmi spune să vorbesc? Un om al